Salut tuturor și bine v-am regăsit la un video unde eu o să încerc să-mi explic mie ce înseamnă să fii idiot în România. Încerc să aflu dacă să fii idiot e mai bine decât să fii un băț, pentru că unii oameni sunt chiar niște beți, adică un băț dacă stă e în unele cazuri mai deștept decât multe persoane. Da, hai să vedem ce avem aici. Eu azi, opa, hai să închid menul. Azi am făcut un video, da, de League of Legends unde eu jucam 1v1 cu o fată. Ce am făcut în videoclip? L-am editat, nu l-am lăsat, am lăsat momentele faine unde chiar mi-am luat bătaie. Suntem pe grupul League of Legends România. Eu în LoL am maxim 5 ore. Maxim 5 ore. Da? Bă, ce poți să faci într-un joc nou în 5 ore? În CS cred că n-ai o treabă. Deci în CS, dacă te apuci de CS, nu faci nimic în 5 ore. Pentru că nici n-am pus să ții ținta, bă, nu poți să faci nimic în CS, da? Bun, dacă intrăm în Almoba, dacă intrăm în Smite, ce faci, mă? Joci ca un noob. Ca unul, da, nu știi itemele, nu știi ce scârție și căcatul ăsta, nu știi, bineînțeles, da, ce pot să fac. Eu nu am jucat în viața mea LOL decât acum, 5 ore maxima, am 5 ore maxim, da. Băi, frate, și ce am făcut în video? L-am editat, l-am nu știu cum, aici, bă, mă rog, treburi de genul. Bă, frate, unii m-au făcut măgar pentru că vorbeam urât cu tipa aia. Bă, frate, eu nu sunt un măgar cu fetele. Deci eu în momentul în care mă înțeleg foarte bine cu o fată, da, frate, mi-am zis acum, bă, vezi că nu știu cum, eu ziceam, bă, ratat-o, bă, nu știu ce, bă, idiotele, nu știu cum. What's the point? Și ce? Și ce dacă am făcut asta? Mare chestie. Puteți și, dacă îmi primiți, vorbesc așa cu fetele și totuși încă îmi sunt prietene, e ceva, înseamnă că mă gândesc o leacă. Băi, frate, și am făcut aici 3, eu am făcut scrisoarea 7 de acum, am făcut-o a 7-a. În care ce se întâmplă? Am pus și eu un League of Legends, cum scrie aici, n-am încărcat nicio regulă, scrie că pot să postez, nu știu cum, deci n-am zis nimic rău. Și bă, frate, și vine nu știu cum, vine la un dat tipul ăsta. Bă, frate, eu nu vreau să-i fac reclam proastă sau ceva în genul. Da, când dau așa, văd, frate, cancer. Nu știi să farmezi, te consider Master Champion, greu de păcat de PC-ul ăla care te duce în 200 de FPS-uri. Bă! Și ce dacă mă duce în 200 de FPS-uri? Foarte bine că nu l-am luat degeaba, l-am luat să mă duc în 200 de FPS-uri, l-am luat să mă duc în mai mult de 200 de FPS-uri, nu l-am luat pentru LOL. De LOL m-am apucat numai ca să văd cum e. 5 ore, da? 5 ore în LOL, să nu uităm de asta. A început și cu comul ăsta că te mai miri de ce te-a bătut o fată. Bă, frate, eu i-am răspuns după că duce că vrei, că abia m-am apucat, te cace ta pe tine că nici tu nu făceai așa când te-a apucat. E logic că nici el nu făcea asta. Eu chiar jucam relativ ok. Ok pentru 5 ore. Frate, nu ce pot să faci? Că din 3 ore le-am stat numai să văd. Am fost cărat, am fost alea, m-au bătut, habar n-am, itemele, apăs pe toate astea când... Și ce, bă, în loc să încurajezi pe cineva, să zici, bă, uite cum se face, bă, nu știu cum. Bă, vezi, viața itemul ăla, hai, joacă bot cu mine, joacă, fă nu știu ce cu mine, dar mă muscă pe mă. Să te învăț cum să joci? Nu, frate. El vine cu hate, cu porcării, că nu știi să joci, că lasă-te, că nu-i lolul pentru tine, că nu știu cum. Bine, frate. Eu tot ce mai vreau să zic lui tipul ăsta e să-i zic că, bă, vină pe Smite dacă ești mic. Hai, mă, să facem unul pe un Smite, vedem cum e acolo. Acolo am ani de experiență și știu cum se joacă. Ei bine, în ăsta nu am. În jocul ăsta, în LOL, în MOBA-ul ăsta. Bă, frate, și zice că am înțeles că ești prost, nu trebuie să semnalizezi, dar dacă tot faci ceva, fă mai bine și arată-ne nouă că nu știi să joci. Și nu ne arăta nouă că nu știi să joci, da? Bă, frate, în primul rând, comunitatea asta, dar am de pe canal, știe că este retardată. 1. 2. Eu, ca YouTuber, trebuie să prezint videoclipuri, da? Și ce am prezentat? Am prezentat, să zicem, momente din LOL, da? Bă, frate, e un videoclip, da? În care like-urile sunt, bineînțeles, mai mari decât, în număr mai mare decât dislike-urile. Eu am prezentat jocul ăsta. Am prezentat, bă, l-am editat. Asta am încercat să explic tipul ăsta. El a văzut doar partea aia cu că nu știu să joc. Bă, frate, dar totuși, am muncit să-l editez, am muncit să-l postez, l-am randat și după, care-i, bă, problema că eu tot, eu las să mă înțeleg că cât de prost poți să fii să nu înțelegi, că n-am reușit să explic mai bine de atâta. Și vine după un prieten și spune că hater se mai întâmplă anyway și bine, vorbesc aici că cu că nu știu ce, că l-a întrebat ce îi și a ghicit ce îi. Bronz 5, da știu, da nașpa, ziceam că încerc să urc în seara asta, nu știu cum. În care și nu mai știu ce ziceam. A, da, dar asta nu e problemă, toată lumea a învățat, dar nu suport oamenii care filmează făcând ceva canceros. Și apoi, într-un fel, te obligă să te gândești că măcar e amuzant și te face curios, apoi îl vezi pe el făcând ce a făcut.
Din ecuația asta rezultă că poți să închizi videoclipul și să pleci, să pleci să te joci LOL, să mai crești în divizie dacă tot ești tu bun pe LOL. Ce am intervenit eu. Păi, cum îți permiți să zici cancer? E cancer la cât oamenii zic cuvântul cancer pentru că e păcat. Pentru că asta e de caz să se afle întreabă, îți convine, te uiți, dacă nu joacă LOL și punct. Asta i-am zis, băi, e logică, m-a și plictisit. Cancer. Păi, dar definește-mă cuvântul cancer, nu e editat, nu e randat, n-are thumbnail, ce n-are de cancer? Gameplay, și ce gameplay e făcut, îți lăsate momentele în care pur și simplu, fac, în care erau mai amuzante, care pana mea, în care era mai multă acțiune. Eu nu văd problema, sincer, eu chiar nu o văd, dar tipul ăsta e exasperant, jur de ce, exasperant. L-am și invitat pe Skype și mi-a răspuns într-un final, ești un idiot pentru simplul fapt că ți-e frică să-mi răspund cu altceva decât ce pușca mea vrei și ce vrei să vorbim pe Skype, că ție te fa stai, că, ție, că te faci de căcat și aici nu ai unde și te vede lumea altcineva. Aștept să răspund chiar acum că mă mai interesa dacă mă vede lumea, mă doare undeva de ce cred alții. M-au mai venit alții, nu știu cum. Stai să văd ce mai zice pe aici, că bă, deci, le citeam și, doamne, vom vedea așa. Ok, am răspuns aici, sunt un hater și nu știu nimic, tu ești cel mai bun, bla bla bla, cu umor de la, cu, mă rog. Și am zis, ție chiar trebuie să spun ce pe față, ce ceva ca mea vrei, cu aia, că am maxim 5 ore în jocul ăsta copile, ce că gândește o leacă, bă, dacă te pun să vii pe alt joc, îți fac eu așa. După care asta, nu, nu-mi faci, pentru că nu sunt cretin și nu pun videoclip când joc de căcat, ca să mi se facă hate, așa că taci odată, da, mă înjuri, da, știi că ești șmecher, ci doar mai prost. Oh, shot fire, mi-a dat ultimata, mă, mi-a dat ultimata. Și am zis, că, sincer, doar te caști în acum, n-ai o treabă mare bronz ce ești tu, dacă ai argumente solide, învață lul muie, decât astea, te invit pe Skype, bla bla, chiar nu ai chef să le mărim treaba asta, și normal că filmez, pentru că pun pariu că tu nici măcar nu știi cum se deschide un program de editat, nu ai obiect, bla bla, etc. După mi-a zis ăsta că mi-e frică, nu știu cum. Eu, bă, știi momentul ăla în care încerci să explici unui proști ceva, bă, și încerci, bă, ascultă-mă, bă, tu ești tâmpit, ascultă-mă, că o să pun de bine. Ăla o ține pe a lui și uite așa ți se ridică nivelul ăsta de nervi, știi? Și tu te gândești, bă, e prea prost, să mori. Îți dai așa, cazi, deci, din turnul, de pe turnul ăsta de nervi, cazi așa și dai cu fața de pământ și te trezești din vis. Bă, de ce vorbesc? Ăsta e prea tâmpit, e idiot, bă. Dacă întărâți prostul, te întărâți pe tine. Asta am făcut și eu acum, trebuie să recunosc. Asta am făcut și eu. Ce au făcut tipul ăsta au fost doar să fie un tip ca mine în spate, calculatorul, care pur și simplu să zicem că ori e frustrat, ori e ciudă, ori e prea prost, ori e idiot, ori n-are ce face și îmi scrie mie că bă, uite, joacă LOL și el e bronz 5. Și nu mai zic că și-o luat și nu știu ce, că am văzut pe aici. Bla 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 bla. Zisese el undeva că o luat și chat, nu știu cum, bloc sau ceva în genul. Uite, cu flame-ul m-am popsolit de câteva luni că mi-am luat chat restrict și cu căratul bla bla bla. Păi bă frate, dacă ții chat restrict, până și eu știu pe asta, înseamnă că trebuie să fii un flamer prost, care strică meciurile altora pentru că ești tu prea bun. Asta înseamnă chat restrict. Pe Smite nu există așa ceva, poate să-ți dea jucătorul mut. În schimb, chat restrict nu există, dar ce am înțeles de aici e că pur și simplu îi flamezi pe ceilalți, că la lui și doar că se poate scrie, mă rog, și ce-o făcut? Omul ăsta, hai bă, tu te mulțumi, cum facem noi acum? Băi, frate, ce-i cu chestia asta? Bă, dacă n-ai un argument solid, stai acolo în banca ta și taci. T-A-C-I. T-A-C-I.